Un chirurg de elită are mâini sigure, talent, cunoaștere și o minte strălucită. La Sanador i-am adus un ajutor important. Cel mai performant sistem de chirurgie robotică din lume, Da Vinci XI, pentru a putea să vadă mai bine, să lucreze confortabil și să opereze cu maximă precizie. Chirurgia robotică, datorită avantajelor tehnologice, imagine tridimensională de înaltă rezoluție, instrumente articulate și precizie sporită, permite o acuratețe de excepție actului operator cu prognostic post-operator foarte bun. Chirurgia foarte precisă înseamnă păstrarea a cât mai mult țesut sănătos și siguranța menajării structurilor nervoase și vasculare. Riscul de complicații scăzut are un impact semnificativ asupra calității vieții pacientului. Siguranța sporită a actului chirurgical, cu spitalizare redusă și recuperare rapidă, sunt beneficii majore. Sanador. Sănătatea ca stil de viață. Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Bună ziua, dragilor! Suntem astăzi la CSID.ro Live, la ultima noastră emisiune din 2022 și abordăm o temă extrem de importantă pentru multe persoane din România, dar mai ales pentru femei. Vom vorbi împreună despre situația pacienților cu boli endocrine în sezonul rece, dar și despre precauțiile din perioada sărbătorilor pe care aceștia trebuie să le aibă în vedere. Alături de noi este un medic prieten al emisiunii Ce se întâmplă, doctore. Este vorba despre doamna doctor Corina Neamțu, care este medic primar endocrinologie, este doctor în științe medicale, cu competențe în ecografie generală, ecografie endocrină, sexologie și patologie osoasă endocrino-metabolică în cadrul Sanador. Spun asta pentru că suntem deja la al patrulea interviu cu doamna doctor, care este astăzi alături de noi în studio. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Bună ziua! Să vorbim astăzi despre afecțiunile endocrine din sezonul rece. Spuneți-ne care sunt cel mai frecvent diagnosticate de către dumneavoastră în practica medicală în lunile reci. În endocrinologie nu putem vorbi chiar de o incidență sezonieră, așa cum vorbim în infecțiile respiratorii sau în cele alergice care au sezonul de primăvară cu incidență mai crescută sau cele gastrointestinale în timpul căldurilor, însă există o patologie, o singură afecțiune care are o incidență mai crescută în sezonul rece și aici vorbim despre tiroidita subacută. Tiroidita subacută înseamnă inflamația neinfecțioasă a glandei tiroide. În mare, nu este o patologie atât de frecvent întâlnită ca cele deja cunoscute, tiroidita cronică Hashimoto, boala autoimună, sau ca noduli în tiroidă, care sunt extrem de frecvent întâlniți, putând ajunge la o incidență de 10% în cazul doamnelor. Puteți să ne spuneți care sunt cauzele acestei tiroide? Tiroidita subacută nu are o cauză foarte clară, însă pare că cele mai multe cazuri apar după o infecție de tract respirator superior. Deci după o viroză banală, și aici facem din nou apel la prietenul nostru SARS-CoV-2, deci după infecția COVID, a crescut incidența tiroiditelor subacute pentru că a fost situația pandemică. Dar, independent de aceasta, este un factor care poate declanșa. Nu știm exact care e mecanismul prin care se declanșează infecția de tract respirator, inflamația non-infecțioasă a tiroidei, dar în cele mai multe cazuri pacientul recunoaște această infecție în antecedentele foarte recente. Am înțeles. Factor de risc? Putem vorbi de factor de risc? Nu prea avem factor de risc pentru tiroidita subacută. Există situații în care pacienții au guși nodulare sau chiar și tiroidită cronică, dar și pacienți cu tiroide indemne, perfect sănătoase, care se inflamează într-un context infecțios viral. Vă așteptați în această perioadă să vedeți din nou, având în vedere că vorbim din nou, cel puțin în Occident, vorbim din nou de valuri de SARS-CoV-2, dar vorbim și de foarte multe viroze de sezon care sunt cu alte tipuri de virusuri. Nu ne așteptăm, au și apărut. Deja avem o creștere în incidență, fiecare dintre noi avem în consultații zilnic câte 1-2 cazuri noi de tiroidită subacute, dar trebuie să vă precizez că
este un diagnostic mai dificil comparativ cu alte patologii de tiroidă. Pentru că simptomele sunt ușor nespecifice, sunt centrate pe un sindrom dureros cervical, pacientul crede că are fie o infecție în sfera orele, fie o infecție de orice, deci orice altceva, dar nimeni nu se așteaptă la inflamația aceasta a tiroidei. Chiar medicii oreliști, că primul demers și primul drum al pacientului după medicul de familie este la medicul orelist. Medicul orelist poate să nu realizeze că acesta este diagnosticul sau se orientează și de obicei pacientul primește un tratament fie antiinflamator, fie direct antibiotic. Avem pacienți care schimbă câte 3 antibiotice până ajung la endocrinolog. Și trebuie să precizez că afecțiunea nu se tratează cu antibiotic, pentru că nu este infecțioasă. Cum o diagnosticați când ajunge pacientul la dumneavoastră cu aceste simptome? Când ajunge într-o stare destul de alterată, pentru că este febril. Deci este vorba de un sindrom febril prelungit. Nu ajunge febra la 39-40 de grade, dar undeva în 38 și 38 plus ajunge, are dureri la deglutiție, deci înghite cu dificultate, inclusiv saliva, dureri la mișcarea gâtului și a capului și cel mai important semn pentru noi este sindromul inflamator biologic. Toate probele biologice pentru inflamație sunt pozitive, respectiv viteza de sedimentare a hematiilor, fibrinogenul și markerul de elecție este proteina C-reactivă. Sunt mărite de câteva ori față de valorile normale. Deci cumva există, e posibil să existe în populație oameni care își tratează, să zicem, viroze și răceli cu săptămânile neștiind de fapt că problema este tiroidiană și nu, da, să spunem, dar în final ajung de ce? Pentru că inflamația nu cedează, chiar și la antibiotic, deloc, și la un moment dat cineva propune un screening hormonal tiroidian. Și atunci se vede că și funcțional tiroidea e afectată. Aici aș vrea să insist puțin. Deci, pentru că tiroida nu produce în exces hormoni, faptul că ea este inflamată, celulele tiroidiene, foliculii tiroidieni se distrug și eliberează în sânge cantitățile de hormon pe care le dețin. Deci pare că există o tirotoxicoză, dar fără producție în sine, cum sunt alte boli în tiroidă, care se caracterizează prin hiperproducție. Aici producția e normală, însă în sânge avem foarte mulți hormoni tiroidieni din cauza distrucției. Și atunci avem hormonii tiroidieni în niveluri mari și TSH-ul scăzut. Aceasta este prima fază. Este o boală care evoluează în mai multe etape. Prima fază este aceasta, care se asociază cu sindromul inflamator biologic de care am vorbit, cu dureri la deglutiție, la mișcarea gâtului, febră și disconfort general, maleză, efectiv, cu dureri musculare, ca într-o viroză. Pacientul este absolut într-o stare proastă, într-o stare generală alterată. Apoi începe să prezinte fenomenele de exces de hormon tiroidien în circulație. Tremură, are tahicardie, poate să crească puțin tensiunea, deci toate lucrurile acestea. După această fază, în mod normal, odată ce hormonii din circulație se metabolizează și se elimină, revine la o fază de normofuncție tiroidiană, apoi, pentru că celulele tiroidiene au fost afectate și distruse, se produce hipotiroidism. Și, în final, pentru că tiroida, din fericire, are și o capacitate de a se conserva, de a se vindeca, se produce o revenire la normal. Sunt pacienți, și aici aș vrea să vă spun că acele cazuri care au fost foarte mult subdiagnosticate, deci nu s-a știut de unde provine starea pacientului, la care procesul de distrucție continuă nu a fost oprit, care nu mai reușește să ajungă în ultima fază de normofuncție și ei rămân pe tratament substitutiv pe viață, prin distrucție. Cum tratați? Că ați spus în niciun caz antibiotic. Cum tratați? Țineți cont și de fazele acestea ale bolii? Absolut.
ținem cont, dar de obicei pacientul ajunge, și asta este cazul fericit, în faza 1, în faza în care, din punct de vedere hormonal, are hipertiroidism, dar de fapt tirotoxicoză nu produce, ci doar sunt în sânge, și are durere, și noi, durere, febră și sindromul inflamator de care vorbeam. Aici intervenim doar cu antiinflamatorii. Întotdeauna, eu personal și majoritatea colegilor noștri, și așa spun și ghidurile, încercăm antiinflamator nesteroidian. Deci, nu chiar banala aspirină sau Nurofen, încercăm fie un antiinflamator, fiecare cu ce obișnuit și cu ce crede că funcționează. Stăm cu pacientul și îl urmărim pe sindromul inflamator, pentru că reacționează sau nu, în decurs de o săptămână, 10, 2 săptămâni maxim, noi trebuie să știm că pacientul va merge cu tratamentul antiinflamator nesteroidian sau acesta trebuie schimbat cu steroizi. Deci, dacă nu avem răspuns terapeutic optim, imediat, după timpul respectiv, introducem steroizi. Deci, fie prednison, metilprednisolon, ce avem la îndemână și cu ce suntem obișnuiți, avem mai multe tipuri în farmacii. Și acest tratament va fi continuat, dozele vor fi progresiv ajustate, vom începe cu o doză mai mare și apoi le diminuăm, pe măsura controlului bolii, a sindromului inflamator și al simptomatologiei pacientului. Pentru că pacientul ne spune într-o săptămână, am înviat, sunt bine. Și apoi începem. Nu este un tratament de câteva zile sau o săptămână. De obicei, este un tratament de durată, 2-3 luni, în funcție de simptome și de răspunsul terapeutic. Există posibilitatea de recidivă dacă pacienții nu respectă tratamentul ăla la loc? Da, imediat este posibilitatea de recidivă, imediat. Atunci înseamnă că este cumva și vina medicului, că a întrerupt prea repede sau a redus prea repede și este posibilitate și de recidivă la distanță. Adică avem pacient care mai face peste 10 ani încă un puseu. Se poate suprapune și pe alte boli tiroidiene această inflamație a tiroidei? Da. De exemplu, putem să avem un pacient cu tiroidită cronică, banalul Hashimoto, o patologie cunoscută și frecventă, care să facă un puseu inflamator. Sau pe o gușă cu noduli face un puseu inflamator. Deci se poate. În ultimii ani se vorbește foarte mult de acest factor inflamator care ar fi precursorul multor, să spunem, afecțiuni sistemice și mai ales cardiovasculare. Da, inflamația nu face deloc bine în sistemul cardiovascular, afectează vasele în general. Deci oricum nu avem niciun motiv să stăm cu un sindrom inflamator biologic. Adică întotdeauna trebuie găsită cauza și tratat energic, pentru că nu e normal. Pot rămâne pacienții cu tratament pe termen lung, ați spus undeva la 2-3 luni, dar dacă să zicem că au venit prea târziu la medic, n-au venit în prima fază, au venit mai târziu, da. Pot rămâne pe Putem termen lung? Putem să găsim și profilul, nu cel de hipertiroidie, aici n-am vorbit despre tratament, am vorbit doar despre tratamentul inflamației. Dacă pacientul are hipertiroidie, niciodată nu vom bloca funcția, pentru că așa cum am precizat, funcția e normală. Sunt hormoni mulți în circulație pentru că au fost distruși foliculii tiroidieni. Și atunci controlăm doar efectul hipertiroidiei. Asta înseamnă că suntem foarte atenți la beta-blocant, ca să controlăm frecvența cardiacă și cam atât. Nu intrăm cu antitiroidian de sinteză. Și urmărim lunar, de obicei, sau și mai rar, în funcție de situație, profilul hormonal, ca să surprindem faza de hipotiroidie. Și atunci mergem pentru o durată, mai lungă sau mai scurtă, cu tratament substitutiv cu hormon tiroidieni și pe care încercăm să-i retragem când am terminat cu antiinflamatorul, când tiroida își revine morfologic, asta făcând anumite ecografii facem la început și apoi le facem la un timp ca să vedem dacă așa modificările ecografice care sunt, credeți-mă, absolut ciudate. La o tiroidită subacută te gândești, Doamne, dacă nu e tiroidită subacută, ce să fie? Să fie oare un cancer? Deci tiroida este atât de modificată ecografic încât simulează orice. Dar stăm și urmărim în timp. Și în momentul în care inflamația s-a dus, tiroida poate să-și revină perfect.
Ați întâlnit, pentru că a întrebat și Beatriz mai devreme dacă pot reapărea, ați spus că pot, nu știu, după 10 ani. Pot reapărea. Dar în sezonul ăsta, noi venim după o pandemie, acum suntem iarăși în plin sezon al virozelor. Ați întâlnit să apară la un timp mai scurt, nu știu, la o lună, la 3 luni? Dacă este corect tratat, nu recidivează așa de scurt. Am înțeles. Nu recidivează. Iar pacientul, odată ce a trecut prin experiența asta, să știți că este capabil să-și diagnosticheze singur și își dă seama, poate că iar am făcut inflamație în tiroidă. E lucru pe care l-ai mai trăit odată și atunci ei știu. Și vin și mai repede la medic. Și vin și mai repede la medic, exact. De care ar fi profilul pacientului? E o anumită vârstă, sexul predispune? Este mult mai frecventă la femei. Deci, probabil că în viața mea profesională am avut doar câțiva bărbați cu tiroidită subacută. Majoritatea sunt femei. Sunt femei tinere și de vârstă medie, deci cred că undeva vârsta medie ar fi așa undeva între 40-50. Și nimic altceva. Fără nimic, nu există niciun alt fel de particularitate de profil pentru acești pacienți. Dacă tot am vorbit de inflamație, există și alți factori inflamatori care pot afecta tiroida? Există și alte afecțiuni pe lângă tiroidita subacută care pot fi însoțite de inflamație? Sau e specifică acestei afecțiuni inflamatorii? Este inflamația aceasta, non-infecțioasă, este specifică, dar există și tiroidita acută inflamatorie, care este extrem de rară. Am văzut în viața mea două cazuri și atât, și majoritatea dintre noi nu am văzut, sau poate am văzut puțin, în care pur și simplu se infectează. Deci există un focar de infecție, acum vorbim de antibioterapie chiar intravenoasă, este destul, o afecțiune extrem de serioasă și ca evoluție fluctuează și poate să accedeze la piele, adică efectiv iese prin piele inflamația și puroi și tot, sau mai grav, pentru că tiroida este situată în zona cervicală și posterior de ea avem trahee, avem esofag, penetrează în organele din spate. Deci este o situație rară, necesită antibioterapie și intervenție chirurgicală pentru drenarea colecției. Deci există și alte situații. Și cel mai frecvent și decât tiroida subacută, și nu vorbim de cea acută care este foarte rară, este ceea ce pare o inflamație, este hemoragia într-un nodul preexistent. Deci pacientul se trezește dintr-o dată cu o durere, cu sensibilitate la înghițit, cu disconfort cervical și cu o tumefacție, cu o formațiune în zona cervicală. Se uită. Există de obicei scenariul că exista un nodul care, din anumite motive, fie efort fizic excesiv, fie ridicat de greutăți, fie lucruri care produc hipertensiune în partea de sus a corpului și așa, s-a produs o ruptură a unui vas care îl iriga și el pur și simplu se mărește. De obicei, acest gen de inflamație, care nu e propriu-zis o inflamație, în timp cedează spontan și respectiva hemoragie este autolimitată oricum, se retrage ușor în timp, adică scade volumul nodulului care hemoragic. Da. Acum, pentru că noi suntem în ultima emisiune din 2022, mai sunt câteva zile până la Crăciun, aș vrea să vă întreb dacă există niște riscuri cauzate, eu știu, de o alimentație excesivă în preajma sărbătorilor pentru bolnavii de tiroidă. Pentru bolnavii de tiroidă, în general, pentru toți bolnavii endocrini care au o terapie orală cronică, dacă fac excese și de la aceste excese se produc tulburări gastrointestinale, cum ar fi diaree sau vărsături, și pacientul a luat doza terapeutică substitutivă, acum mă refer la tiroidă și apoi voi merge într-o altă patologie de tiroidă, de endocrină mult mai severă, așa, poate să verse medicamentul. Și atunci se recomandă că dacă tulburarea respectivă, adică vărsătura a apărut la circa o oră, la o oră de la ingestie, să repete doza, să înghită din nou. Aici foarte grav este insuficiența suprarenală, o patologie mult mai rar întâlnită, unde pacienții au corticoterapie cronică, de care depind.
Și tiroidinii depind de eutirox, dar nu este efectul întreruperii eutiroxului, este în termen lung și nu se produce brusc și nu periclitează viața imediat. Însă la pacienții cu insuficiență suprarenală, întreruperea terapiei este o condiție care le pune viața în pericol. Și atunci, dacă el face vărsături și varsă substituția, deci prednisolul sau ce ia hidrocortizonul, pe de o parte se deshidratează prin vărsătură în sine și pierde electroliți prin vărsătură, pe de altă parte nu mai are aportul medicamentului pentru menținerea unei funcții normale și se indică, ei știu în general, pentru că în toate biletele de ieșire, în toate rapoartele medicale, scriem la acest grup relativ redus, dar nu foarte redus de pacienți, că în cazul unor infecții respiratorii și febră și tot, doza substitutivă trebuie mărită sau trebuie trecută la terapie intravenoasă până la depășirea situației acute. Deci aici este problema cu ei. Am înțeles. Trebuie să aibă grijă la vărsături sau la diaree. Exact. Adică la ce mănâncă și cum mănâncă, mai ales persoanele care au ținut post și după aceea, dintr-o dată, mâncăm lucruri pe care le-am evitat și le-am întrerupt o perioadă, restartarea metabolismului e destul de dificilă și ne poate da tulburări gastrointestinale. Puteți să vă gândiți așa la niște alimente care ar trebui evitate sau, nu știu, mâncate cu măsură la masa de Crăciun? Noi știm că avem o bucătărie tradițională mai grea. Da. Și acum, dacă, ce o să spunem, că să nu mâncăm niciun fel de produse din porc, să nu mâncăm salată beof și să nu mâncăm sarmale, păi atunci nu mai e Crăciun. Deci, totul cu moderație. Cu moderație și în cantități mici și poate nu toate combinate la aceeași masă. Alcoolul cum ar trebui consumat? Exact. Interferează cu vreun tratament? E vreo precauție specială legată de alcool? La pacienții endocrini nu este o precauție specială. Este o precauție generală, ca tot cu măsură, că una e că bem un pahar de vin, care dacă e roșu conține și resveratrol și este benefic, dar acum noi știm că pot fi mai mult de un pahar de vin odată și mai poate fi și o combinație cu un alcool rafinat înainte și deja lucrurile sunt diferite. Și atunci nu numai pacienții endocrini, orice pacient și chiar și oamenii sănătoși au de suferit în perioada asta. Dar, să zicem, știți că, într-adevăr, de Crăciun există mesele acestea în familie și copioase, da. Și amestecate și, da, într-adevăr, mai ales pentru cei care au ținut post, pot fi destul de, nu știu, pot veni cu niște probleme. Da, categoric. Mă gândeam acum la ideea că, în principal, ar trebui să fie așa armonie și cu toții ne dorim asta de sărbători. Însă, până atunci, nu știu, poate interveni, eu știu, alergătura asta după cadouri sau pregătirea mesei. Ne putem duce într-un stres așa mai alert. Au acești pacienți probleme cu, nu știu, dacă zicem că... Da, adaptare la stres. La pacienții aceia de care vă povesteam cu tulburări de suprarenală sau pacienți care sunt operați de hipofiză și au insuficiențe multiple, ei se adaptează greu oricum la stres. Și dacă acum facem și stresul cu alergăturile și stresul cu circulația, care trebuie să recunoaștem, ne afectează pe toți. Deci cumva puțină pentru ei, prudență lucrurile și... sunt diferite. Sunt diferite și se adaptează greu la ce trăim în fiecare zi pe șosele. Da. Există o trusă de urgență pe care ar trebui să o aibă la îndemână pacienții cu boli endocrine? Da, este o întrebare foarte bună. Pacienții care suferă de insuficiență suprarenală, în general, au în trusa de urgență un pen cu dexametazon. Ei cam știu ce trebuie să facă, sau hidrocortizon, sau acum și să găsească pe cineva să le injecteze, dar acum sunt și tot felul de penuri care pot fi administrate personal și majoritatea lor au și acele medicamente pentru digestie care ne ajută cu enzime digestive sau cu acizi biliari care ne fac mai suportabile excesele culinare din perioada aceasta.
Trecem de masa de sărbători și de sărbători, vine începutul de an, când pentru mulți oameni poate că este momentul să își facă niște analize, să înceapă anul, cel puțin așa ar fi bine, să ne gândim un pic la prevenție. De ce ar fi important să introducem și analizele tiroidiene în testul de anual, să zicem, de analize? Analizele tiroidiene, din câte știu eu și sunt sigură că este așa, sunt în portofoliul medicului de familie de ani de zile. Deci, atât TSH-ul, hormonul de reglare, cât și tiroxina liberă, dar și markerul cel mai frecvent scris pentru autoimunitatea tiroideană, respectiv anticorpii antiperoxidaza ATP-ul, cunoscut așa, după formula memotehnică. Deci, ele există și ele se fac conform trimiterii, fără să fie, adică intră pe analizele gratuite. Am înțeles. Și cumva, cu ce ne-ar ajuta, adică, evident, le facem, cu ce l-ajută pe medicul de familie și pe noi până la urmă, să știm că suntem în regulă sau că nu suntem în regulă cu valorile acestor analize? Ne ajută că așa putem să facem un screening populațional și screeningul populațional știm foarte bine că este extrem de important în multe patologii, nu neapărat endocrine, dar știm bine despre, vorbim despre cancerul de sân, vorbim despre cancerul de coluterin, vorbim despre cancerul de prostată, care sunt niște cancere extrem de frecvente la bărbați, femei, bărbați și care au screening care se face în România sau e de dorit să se facă cât mai extins. Exact așa facem și screening ca să depistăm afecțiunile autoimune în ghidurile tiroidiene. Afectarea aceasta, tiroidita cronică, care afectează circa 15% dintre femei. Cu cât crește vârsta, cu atât e mai frecventă. Cumva, ghidurile americane, dacă nu există anumite situații în care pacientul are în familie boli autoimune de tiroidă sau extratiroidiene, sau în anumite fac mai devreme, acum există o abordare că la în jurul vârstei de 50 de ani să se facă screening pentru boala autoimună tiroidiană femeilor și, mai nou, ginecologii fac la prima sarcină. Deci fac fie gravidelor, fie femeilor care doresc să facă, să devină, să aibă o sarcină și aici remarc că există un anumit screening prenatal, ceea ce 30-20 de ani înainte, nu vorbeam despre asta. Deci pacientele vin pentru că au fost sfătuite de medicul ginecolog să facă lucruri și atunci vin la endocrinolog pentru că au depistat probleme. Deci astea vorbim de pacientele normale. Nemai vorbim despre pacientele care se adresează serviciilor de reproducere asistată, unde este obligatoriu screeningul hormonal. Deci cumva vârsta de la vârsta de perimenopauză a scăzut foarte mult la vârsta tânără a femeii care dorește sarcină. Ar fi în regulă să solicităm acolo unde nu se poate efectua cu trimitere gratuit în cazul în care există o suspiciune de boală și o ecografie tiroidiană, în care ar fi vârsta optimă? Deci vârsta optimă în general este tot vârsta aceasta de 50, dar la un examen clinic de rutină al glandei tiroide ar trebui să simțim că sunt neregularități, noduli, mărirea de volum a glandei, schimbarea consistenței ei, eventual prezența de ganglioni cervicali. Lucrurile acestea noi endocrinologii le facem. Acum nu sunt absolut, adică ar fi de dorit să le facă și medicul de familie, pentru că este un examen extrem de ușor. Pentru că screening ecografic de tiroidă nu este încă indicat, doar cel funcțional. Și bineînțeles, toți pacienții din zonele endemice, acum avem din ce în ce mai puține, dar totuși rămâne zona de subcarpați cu un deficit relativ de iod și pacienții care au în familie fie noduli, fie cancer de tiroidă, e bine să facă ecografii de tiroidă la vârstă tânără. Există până la ora aceasta studii care au corelat stilul de viață actual, poluarea, expunerea la plastic, la noxe, cu o incidență mai mare a bolilor tiroidiene? A fost o corelație? Categoric, avem această problemă. Deci, legate de, se numesc disruptori endocrini.
și tot ce este în plastic, ce să, și filtrele din aspirator intră și filtrele din aerul condiționat, totul are disruptor endocrin. Deci este o sintagmă foarte la modă și de aici cumva se consideră că avem această incidență din ce în ce mai mare a bolii autoimune tiroidiene, odată, și avem și o incidență mai mare a unui alt gen de afecțiune endocrină, de pubertate precoce la copii. Ceea ce nu este neapărat expertiza mea, dar există această cazuistică din ce în ce mai populară. Ce reguli ne-ați recomanda să urmăm pentru a menține o sănătate în zona asta endocrină? În zona endocrină să ne controlăm greutatea, și asta înseamnă odată alimentația, în al doilea rând stilul de viață, să renunțăm la fumat dacă o facem, să facem exercițiu fizic măcar 3 ore pe săptămână. Ar fi extraordinar dacă am putea să facem și să lărgim aceasta, adică să vedem. Oricum, în București eu văd că oamenii aleargă și mă bucur să văd asta. Și că încep să aibă această cultură a exercițiului fizic, pe care am înțeles-o greu. A venit din Occident, dar a venit greu, adică penetrează greu și penetrează la medii informate, ca să fiu mai așa. Și astea odată, deci greutatea, stilul de viață, fumatul, alcoolul cu moderație și să facem screening-uri. Screening-uri de analize, screening-uri de consulturi medicale. Și mai am, mă rog, o întrebare legată de somn și de abuzul de substanțe, pentru că există o creștere cât tot mai mare a consumului de substanțe și droguri în rândul tinerilor. Astea ar putea avea un impact negativ pe termen lung și asupra tiroidei, și la fel și somnul insuficient? Nu sunt studii clare că dacă dormi puțin te îmbolnăvești mai... Deci este complicat să faci un astfel de studiu, dar cu siguranță dacă ne schimbăm ritmul de somn veche și dormim ziua în loc de noapte și în general dormim pe apucate și nu avem o perioadă de somn clară de măcar 6 ore pe noapte dormite, tot organismul este stresat. Deci asta este conceptul de stres. Deci organismul nu se mai odihnește și nu mai face o pauză de funcționare. Și asta nu ne poate duce pe termen lung decât la boli. Este absolut clar. Aș vrea să ne întoarcem, să mai spuneți așa încă o dată, pentru că iată, peste câteva zile este Crăciunul, să mai spuneți așa un pic și pentru pacienții cu boli endocrine, dar pentru toți oamenii care sunt acum și se uită la noi, cam la ce ar trebui să ținem cont la alimentație, la masă, la stres, acum în perioada asta sărbătorilor, ca să fie sărbătoare, să nu fim nevoiți să ajungem la medic. Să încercăm să, cu toate că noi știm foarte clar că în familiile românești autentice există foarte multe preparate și noi, eu personal, în familia mea, încercăm să gătim cât mai puțin în perioada asta, pentru că aruncăm foarte multă mâncare, ceea ce nu e bine și e și o risipă. Și să încercăm, pe lângă preparatele tradiționale, pe care le mâncăm cu toții, că suntem obișnuiți și că sunt și foarte gustoase și nu le mâncăm tot timpul, să încercăm să aducem și fructe și legume pe lângă ele. Adică, ok, sunt de acord, mâncăm și o felie de cozonac, poate și o felie de tort, dar poate mâncăm și o portocală sau un măr. Deci să încercăm să mâncăm cu moderație și să încercăm ca la cele 3 mese să nu avem foarte multe feluri de alimente. Iar alcoolul să fie, dar să avem mare grijă cu cantitatea și tipul de alcool pe care îl consumăm. Și să nu uităm și de sport, probabil, de cele 3 ore pe care le-ați spus. Măcar să ne plimbăm după mesele acestea copioase, să ieșim un pic. Că o să fie, sperăm noi, și traficul în București și pentru cei care pleacă, le dorim să se plimbe în niște locuri cu aerul foarte bun, dar putem să ieșim la plimbări, pentru că și digestia e mai bună când ne mișcăm. E diferit. Să trecem, să ne dorim, să trecem cu bine. Este o provocare adevărată pentru sănătate. Exact. Da. Eu mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc. Și vă doresc numai bine.
Mulțumim mult că ați fost astăzi alături de noi și să aveți sărbători minunate. Mulțumim, vă mulțumesc și eu la fel, doamne. Și vouă vă mulțumim că ați fost alături de noi și că ne-ați urmărit tot anul și vă așteptăm și în 2023 cu informații prețioase de la cei mai buni specialiști. La mulți ani! La mulți ani și un Crăciun fericit, dragilor! Un chirurg de elită are mâini sigure, talent, cunoaștere și o minte strălucită. La Sanador i-am adus un ajutor important, cel mai performant sistem de chirurgie robotică din lume, Da Vinci XI, pentru a putea să vadă mai bine, să lucreze confortabil și să opereze cu maximă precizie. Chirurgia robotică, datorită avantajelor tehnologice, imagine tridimensională de înaltă rezoluție, instrumente articulate și precizie sporită permite o acuratețe de excepție actului operator cu prognostic post-operator foarte bun. Chirurgia foarte precisă înseamnă păstrarea a cât mai mult țesut sănătos și siguranța menajării structurilor nervoase și vasculare. Riscul de complicații scăzut are un impact semnificativ asupra calității vieții pacientului. Siguranța sporită a actului chirurgical, cu spitalizare redusă și recuperare rapidă, sunt beneficii majore. Sanador. Sănătatea ca stil de viață.